Interviul săptămânii Mihaela Rădescu, fi binevenită în studioul Radio Classic, un partener al ediției a 27 a, a Festivalului Național de Teatru. Bine Ce înseamnă Festivalul Național de Teatru în peisajul contemporan și mai ales legat de persoana În peisajul contemporan este evident că este o sărbătoare, noi actorii ne dorim participări la cât mai multe festivaluri Pentru că este un semn de recunoaștere al nostru Și ca în orice meserie Una noastră în artă mai mult decât cred în oricare alta <coughs> E nevoie de recunoaștere Iar Festivalul Național de Teatru Înseamnă și lucrul acesta pentru, pentru noi Pentru mine E o dublă mare bucurie: prezența mea în festival cu două spectacole. Unul dintre ele al Teatrului Mic, la Deșteptarea Primăverii, de Deșteptarea Primăverii, al doilea o coproducție a Teatrului Mic cu Centrul de Teatru Educațional Replica, care este o asociație din care fac parte și uh, în aceeași măsură și faptul că Teatrul Mic mai este prezent în festival, chiar dacă eu nu joc cu încă două spectacole, cu Caramazovi uh, în regia Nonei Ciobanu și uh, uh, la Asociația Culturală Replica, de asemenea cu Rovegan al Drăgănescu. Deci, uh, ce înseamnă replica? Serioasă replica înseamnă acum spuneam mereu așa că teatrul este o a doua casă și sună ca un clișeu așa că locul unde muncești îți este ca a doua casă, dar chiar așa cred că și trebuie să fie și multă vreme teatrele în care am locuit, cum a fost Teatrul Național din Târgu Mureș, unde mi-a fost începutul după aceea, Teatru Mic, îmi erau ca o a doua casă. Cu bune curele, a trecut timpul și am descoperit, datorită unui spectacol din casa Teatru Mic, prieteni, colegi, oameni care gândim apropiat sau foarte apropiat și am creat o asociație și... Mai exact e vorba de regizorul Radu Apostol, colegul meu Viorel Cojanu, actor, apoi Mihaela Mihailov, dramaturg și am pornit la drum cu Asociația Culturală Replica. E scris cu capa, nu pentru că am vrut noi, ci pentru că asta era singura posibilitate, cu cât deja era dat numele, cu cât românesc. Am pornit la drum și uh, desfășurăm. Uh, am găsit și un sediu pe strada Lânăriei, și acolo, iată, a apărut uh, o altă casă a mea. Sunt, uh, bine, am o adevărată deci, agenție imobiliară, pot uh, de suflet o am. Uh, pe drum alăturându-ni, alăturându se și alte, alți colegi de ai noștri, arhitecta Gabi Albu, actrița Silvana Negruțiu, cea mai tânără din echipa noastră, care în practic e la Bulandra, și Elena Găgeanu, artist video. Ăștia suntem și Iaca, în 2015 ne-am înființat, în 2011 ne-am înființat, în 2015, din 2015 avem și sediu de strada ce vă spuneam, și suntem în 2017, și suntem prezenți cu două spectacole ca să ne întoarcem de unde am pornit discuția, în Festivalul Național. Există proiecte multiculturale sub această umbrelă a replicii? Uh, da, da. Suntem uh, odată, noi existăm. Uh, noi existăm pe, datorită nouă, pentru că noi suntem cei care muncim de la aspiratorul pe care îl dăm pe mocheta foaierului, spălatul scenei a toaletelor și tot felul de alte treburi gospodărești, până la a scrie aplicații pentru diferite granturi și nu multe care apar, aplicăm, din fericire am câștigat de-a lungul acestor ani și așa am am putut să ne susținem toate ideile artistice și toate tot ce, tot ce lucrăm noi. Se numește Centrul de Teatru Educațional. Deci abordăm preponderent în spectacolele noastre, în evenimentele noastre, în atelierele noastre, teme sociale de interes acut al comunității în care existăm. Să spunem împrumutați, cu ghilimele de rigoare actori, colegii dumneavoastră, de la alte teatre pentru Sigur. aceste proiecte. Sigur. Sigur. că da. Dar sunteți inițiat una dintre inițiatoarele numai acestui proiect Replica, dar și a Teatrului Independent, a ceea ce ar însemna un freelance. Mă gândesc la Green Hours și la Teatrul Luni. Da. Da, așa este. Am fost de la începuturi la Teatrul Luni și să vă zic adevărul adevărat? Vă zic adevărul adevărat. Venisem de la Târgu Mureș în 96, plecasem de fapt de la Teatrul Național din Târgu Mureș, aici, împreună cu familia mea, cu Vlad și cu fetița noastră și uh, am reușit, m-am angajat la Teatrul Mic, dar știți cum e, fruntaș în satul tău, codaj la oraș, până când mi-am găsit locul, tot mi-am tot căutat uh, lucruri interesante de făcut, mi-am tot căutat uh, locuri în care să, să mă manifest. Până când mi-am câștigat un, uh, un statut, un statut în, uh, în teatru mic. Și atunci, uh, de la statui vivante până la animator de evenimente, am făcut tot felul de lucruri cu plăcere căutând tot timpul și peste astea a apărut uh, Green hours care întâmplător sau nu îl conducea cu natul meu, voi cu Radescu. și pentru că Vlad soțul, <laughs> Rădescu <coughs> a, a, fost cel căruia spațiul de la Green Hours i-a, ia l-a provocat în a propune și teatru acolo. A fost o colegă, Am invitat o colegă de noastră de la Târgu Mure și primul spectacol, efectiv primul, primul spectacol de teatru care a avut loc la, la Green hours, a fost uh, al colegei noastre RGB uh, cu spectacolul Momo, o dramatizare uh, făcută de de ea, după un roman franțuzesc. Bref, și după aceea, încet, încet, uh, am colaborat cu Coca Bloss, cu Dorina Crișan Rusu, muzician, uh, o bună prietenă de-a noastră uh, și așa mai departe. Ați format o echipă da. acolo, la Greenhouse. Dar, uh, revenind la anul 2017... V-ați scăpătat locul pe care îl meritai în contextul bucureștean. Cum da. este la Teatrul Mic? Ca să vă răspund așa, implicând Festivalul Național, vă spun că ultima participare a Teatrului Mic la Festivalul la festival Național, la FNT... Uh, a fost uh, și cred că nu greșesc, nu, sunt sigură că nu greșesc, în 2001 cu spectacolul um, semnat de doamna Cătălina Buzoianu, cu doamna Valeria Seciu, în care jucam și eu uh, spirit al um, lui Margaret Edson, cred, atunci a fost uh, o nominalizare a doamnei Valeria Seciu și de atunci uh, până n-aș vrea, vrea să greșesc, dar uh, faptul că au trecut atâția ani și Teatrul Mic de-abia acum este prezent în uh, Festivalul Național cu mai multe spectacole asta înseamnă că e bine. Festival, în general, înseamnă o reuniune, o comuniune între artiștii, în cazul Festivalului Național de Teatru, între oamenii care au cam aceleași preocupări. Cum vedeți festivalul de teatru? Întâlniri cu colegii sau nu? Dialoguri pe care le aveți, desigur, nu oficial, mă refer chiar într-o competiție scenică. Da, cred că e un lucru necesar, e un lucru foarte necesar pentru, pentru noi de la a vedea ce fac alți colegi, fie din București, fie din țară, fie din străinătate, până la a, a ne cunoaște. Și... Cum câțiva ani de zile, pentru că așa s-a întâmplat ca în perioada festivalului să fiu mai liberă, am fost și am văzut foarte multe spectacole și uh, am, uh, am cunoscut trupe, am cunoscut uh, regizori din străinătate, am participat la uh, chiar și spuneați chiar la discuții cu unii dintre ei. Mm. Ia ca ne, ne îmbogățim din lucrul ăsta. Cu replica, ce proiecte aveți pentru stagiunea aceasta? Acum, la final de, de noiembrie, vom prezenta două premiere, pe chiar pe 14 sâmbătă. Acum avem finalul rezidenței a două tinere artiste din Cluj. Leta Popescu și uh, uh, Alexa uh, uh, Bacanu, uh, cu Viorel Cojanu și uh, Silvana Negruțiu. Uh, Totul e foarte normal, uh, care este un spectacol adresat părinților și copiilor. Uh, despre libertatea de a ne cunoaște uh, corpul, și a vorbit despre sex de la tinere, de la vârste fragede. Asta se va întâmpla pe 14. După aceea, în data de. 22 va avea loc premiera semnată de Ozana Nicolau, în care eu alături de alți colegi de mie Viorel care e tot replicant, dar alături de, de el și Ioana Anastasia Anton, alături de noi și Voica Oltean, o tânără liceană. Între timp avem spectacole pe care le jucăm în școli lecturi pe care le facem în licee, la fel cu teatrul mic vom face lucrul acesta în cinci licee, lecturii pe având ca teme subiectele de bacalaureat de la limba română și da acest este mă gândesc, mă astăzi teatrul o oază, un refugiu pentru marele public Mai mult decât atât, depinde la ce, ce spectacol vezi, la ce spectacol te duci. Poate fi un refugiu, poate fi un imbold, poate fi o provocare, poate determina o neliniște, poate determina o căutare. Este mai mult decât necesar să mergi la teatru. Aceasta este și o invitație pe care o lansați ascultătorilor noștri pentru Festivalul Național de Teatru, ediția 27. Mulțumim, Mihaela Rădulescu, Mulțumesc și, și, vă dorim mult succes într-o realizare a proiectelor. Mulțumesc frumos!